Verbecilor da. le va merge totul ca pe roate. Partenerul de viață se dovedește a fi mai înțelegător și ajută să rezolve o problemă presantă. Taurii nu se vor mulțumi cu puțin, vor profita și de cea mai mică ocazie pentru a-și vedea împlinite dorințele familiale. Optimismul de care vor da dovadă astăzi Gemenii uh, îi depășește orice obstacol, asta ar putea atrage atât admirația cât și invidia celor din jur. Racii ar trebui să se ocupe mai mult de pasiunile lor și să încerce să se distingă mai mult prin ceea ce fac, să pună binele lor deasupra tuturor. Lei vor întâmpina probleme în relația de cuplu, în ultima vreme au neglijat viața de familie în favoarea carierei și acum trebuie să suporte consecințele. Din cauza unor zvonuri răutăcioase, nativii din Zodia Fecioară vor vedea doar partea negativă a lucrurilor. O plimbare i-ar putea ajuta să-și limpezească gândurile. Balanțele au toate șansele să se implice într-un nou proiect la care visează de multă vreme și care se anunță a fi de succes. Astăzi este ziua perfectă pentru scorpionii să se facă remarcați la locul de muncă și chiar au toate șansele să fie apreciați. Săgetătorii sunt tăcuți și melancolici în prima parte a zilei, însă până spre amiaz, familia va avea grijă să le redea bună dispoziție. Capricornii încep ziua plin de energie și așa o vor ține toată ziua. Starea lor bună de spirit atrage după ei doar lucruri bune. Vărsătorii au o zi bună pentru întâlniri de afaceri cu prietenii sau chiar romantice. Se află în cea mai bună formă iar ne energie... Energia pe care o emană poate cuceri pe oricine. Iar peștii vor primi o veste plăcută în prima parte a zilei, ceea ce îi face să fie zâmbitor și bine dispus.